Secretele unui bun autocontrol. O resursă pentru disciplina consiliere și dezvoltare personală, clasa 8. -a. Vă mai amintiți de resursa Știu pot reușesc, în care am discutat despre ce înseamnă autocontrolul și la ce ne ajută acesta? Dacă nu ați reușit încă, vă invit să o vizionați. Astăzi vom trece în revistă câteva strategii care vă vor ajuta să vă dezvoltați un bun autocontrol, astfel încât să obțineți rezultate mai bune în activitățile pe care le desfășurați. Pentru a le putea avea în vedere și pune în practică, notați în caiet recomandările și răspunsurile la întrebările de pe parcurs, astfel încât la sfârșitul activității să aveți un plan de dezvoltare a autocontrolului. Cel mai important pas este să vă identificați și acceptați slăbiciunile sau punctele slabe. Toți oamenii au slăbiciuni, unele însă sunt mai nesănătoase decât altele. Dezvoltarea autocontrolului nu înseamnă să scapi de aceste slăbiciuni, ci să înveți cum să le controlezi. Mulți oameni nu reușesc niciodată deoarece nu-și pot accepta slăbiciunile și nu-și pot mobiliza voința pentru a reuși aceștia devin dependenți de obiceiurile lor nesănătoase și dovedesc un slab autocontrol care sunt slăbiciunile voastre stabiliți vă scopuri clare să stabilești un scop înseamnă să hotărăști ce anume vrei să schimbi Scopul trebuie să fie realist și realizabil într-o anumită perioadă de timp, altfel nu vei ajunge la rezultatul dorit. Un exemplu ar putea fi: În următoarele trei luni vreau să petrec mai puțin timp pe telefon și să citesc trei cărți. Scopul nu este să renunțați de tot la telefon sau să citiți toate cărțile într-o singură zi, ci zi de zi să faceți câte un pas, să vă creați obiceiuri sănătoase pe care să le continuați cu plăcere, și după ce vă atingeți scopul. Majoritatea oamenilor au o abordare greșită, de tipul totul sau nimic, adică ori realizează imediat scopul, ori renunță. Stabiliți-vă și voi un scop care să vă ajute să aveți un mai bun autocontrol. Ce ați vrea să schimbați sau să îmbunătățiți? Fixați-vă obiective ușor de atins. Pe drumul vostru de a deveni persoane cu un bun autocontrol, vă veți dezvolta obiceiuri noi și mai bune, dar asta nu se va întâmpla peste noapte. Dacă vreți să citiți mai mult, este de dorit să vă faceți un program zilnic și să vă stabiliți un număr rezonabil de pagini pe care le puteți citi într-o zi. Spre exemplu, în fiecare seară, înainte de culcare. În loc să stați mai mult timp cu ochii în telefon, vă puteți propune să citiți cel puțin 10-15 pagini. Începând în felul acesta, vă veți întări motivația și în timp veți ajunge la rezultate din ce în ce mai bune, care vă vor da satisfacția reușitei. Obiectivele trebuie să fie detaliate în pași mici, astfel încât să le puteți atinge cu ușurință. Obiectivele greu de atins vă scad motivația și vă determină să renunțați. Voi ce obiective vă propuneți? Folosiți recompense. Să nu vă fie teamă să vă recompensați. Recompensele vă pot ajuta să vă îmbunătățiți performanțele și vă asigură că vă păstrați noile obiceiuri sănătoase. Să presupunem că vreți să învățați mai bine o limbă străină. De fiecare dată, după ce reușiți să vă realizați obiectivele stabilite, de exemplu să învățați un anumit număr de cuvinte sau expresii noi, acordați-vă mici recompense, cum ar fi petrecerea unei jumătăți de oră cu prietenii, vizionarea unui film sau orice altă activitate care vă face plăcere. Care credeți că ar fi recompensele care pe voi v-ar ajuta să vă îndepliniți scopul și obiectivele? Setați-vă alarme. Timpul devine inamicul vostru atunci când vă așezați și uitați de voi în fața televizorului și a calculatorului. De regulă, câteva minute se transformă în câteva ore, și până să vă dați seama a trecut toată ziua sau chiar toată noaptea. Soluția nu este să renunțați total la aceste dispozitive, ci să stabiliți foarte clar cât timp petreceți în fața lor. Setați-vă o alarmă gălăgioasă la ora stabilită, pe un ceas aflat la distanță de voi, astfel încât să fiți nevoiți să vă ridicați pentru a o opri. Setați-vă alarme care să vă amintească ce aveți de făcut. Nu abandonați Este important să conștientizați când ajungeți în situații periculoase, astfel încât să încercați să le evitați. Dacă nu vreți să vă lăsați distrași de mesajele de pe telefon, setați-l pe mod avion și în felul acesta nu veți mai fi deranjați. Dați-vă seama cum puteți proceda ca să evitați slăbiciunile și oferiți-vă recompense atunci când reușiți. Cum arată planul vostru de îmbunătățire a autocontrolului? Prezentați-l și colegilor voștri. Cu siguranță, acum știți mai bine ce aveți de făcut. Dacă vreți cu adevărat, puteți realiza ce v-ați propus și sunt convinsă că veți reuși. A avea un bun autocontrol nu înseamnă că trebuie să devenim mici roboței care realizează activitățile cu precizie și fără greșeală. Autocontrolul ne ajută să nu scăpăm gândurile, emoțiile și comportamentul de sub control și astfel să reușim să ne îndeplinim cu succes planurile.